Bună, eu sunt Adela de la Vanilla Moonbox și astăzi am pentru voi un book haul. Am primit o grămadă de pachete de la editor lunile acestea și pentru că nu am avut răbdare să fac un unboxing pentru fiecare, pentru că aș fi făcut prea multe clipuri de acest tip, m-am gândit să le strâng pe toate în acest videoclip și să vi le prezint pe scurt. Toate sunt super interesante și abia aștept să le citesc. Newsflash! Am intrat și eu în febra musical.ly, care se pare că a prins absolut toată puștimea de pe internet. Contul meu de musical.ly este adelavmb și dacă vă place ideea acestei aplicații, vă invit să-mi dați un follow și acolo. Persoanele care îmi dau follow și like la toate clipurile postate acolo vor primi un BFF și vor putea să facă duete cu mine. De departe, cei mai generoși cu mine au fost cei de la editura Nemira, care mi-au trimis două pachete mari și late în aceste luni. Prima carte pe care am primit-o este din genul fantasy, se numește Contact și este scrisă de Carl Sagan. Pentru cei dintre voi care nu știți, acesta a fost un astronom foarte faimos și cărțile sale sunt extrem de apreciate. Această carte a fost publicată inițial în anul 1985. Nu am mai citit niciodată o carte de Carl Sagan și sunt foarte curioasă cum gândește și cum scrie un astronom. Acțiunea acestei cărți are loc în anul 1999, deci a fost gândită ca un viitor apropiat față de anul în care a fost publicată. Și în această carte, oamenii de știință sunt convinși că au primit un mesaj de la o sursă inteligentă și sunt pregătiți să pornească într-o aventură colosală. Iar această carte se pare că ar combina știința cu religia și politica, ceea ce sună extrem de intrigant. Cea de-a doua carte e o carte pe care oricum voiam să-l o cer în cazul în care nu mi-o trimiteau și se numește Replica, este scrisă de Lauren Oliver și ce este interesant la această carte este faptul că este scrisă aceeași poveste din prisma a două personaje. Avem partea cu verde care este scrisă din prisma lui Gemma și partea cu roz care este scrisă din perspectiva lui Lyra. Practic, cititorul poate să aleagă cu care parte vrea să înceapă. Cartea, la un moment dat, se împarte în jumătate, după care ți s-ar părea că e cu capul în jos, dar este cu capul în jos pentru că trebuie să continui de la cealaltă parte. Eu nu știu cu care parte o să încep și sincer o să fiu, nici nu știu despre ce este vorba în această poveste, dar mi s-a părut super interesant conceptul acesta de formatare. Apoi am primit încă o carte science fiction din colecția Nautilus și anume Povestea vieții tale, scrisă de Ted Chiang sau Chiang. Cartea este una recentă, a fost publicată anul acesta și în state, însă pe spate ni se dă de bănuit că o să ne provoace tot felul de întrebări referitoare la univers. Și această carte reprezintă, de fapt, o colecție de povestiri SF, prin urmare nu pot să vă dau mai multe detalii despre stilul poveștilor. Mergem puțin în sfera cărților pentru adolescenți. Am primit Cruzimea de Scott Bergstrom. Sincer să fiu, nu am auzit de cartea aceasta până a fost publicată la editura Nemira, așa că nu știu ce așteptări să am. Însă este vorba despre o fată al cărei tată a fost răpit și a o identitate secretă și pornește pe singurul indiciu pe care îl are, și anume un informator palestinian care trăiește în Franța. Astfel ea o să ia la rând tot felul de locații periculoase, cluburi de noapte și baruri unde se presupune că ar umbla mafia, cu speranța că o să reușească să-și elibereze tatăl. O să aibă de-a face cu tot felul de oameni periculoși, de la simpli contrabandiști până la traficanți de carne vie. Revenind în sfera science fiction, am primit o carte de-a drepturi clasică pentru literatura SF și anume Visează androizi o electrice de Philip K. Dick. Este o carte pe care am văzut-o foarte, foarte des, recomandată când vine vorba despre cărți science fiction și pentru că nu știu despre ce este vorba și nu am citit nimic de Philip K. Dick, nu o să citesc nimic de pe spate și o să o las să fie o surpriză totală. Tot în colecția Nautilus este și volumul 2 din Femei periculoase, o antologie de povestiri coronată de George R. R. Martin și sunt sub atac! În această carte mă bucur tare mult că există și o poveste scrisă de Diana Gabaldon, care a scris seria Outlander. Și din nou avem tot felul de povești în care femeile sunt învingătoare și puternice și cu siguranță abia aștept să o citesc atât pe aceasta cât și primul volum. Și ultima carte pe care am primit-o de la Nemira se numește Armada și este scrisă de Ernest Cline, aceeași persoană care a scris și Ready Player One, pe care mi-am dorit foarte mult să o citesc, dar încă nu am avut ocazia. Din câte am înțeles, e cam pe același stil cu Ready Player One. Trebuie să menționez faptul că, deși este superficial, îmi place foarte mult coperta și trebuie doar să apreciez graficianul care a realizat această capodoperă. În această carte este vorba despre un tip care e gamer și într-o zi se găsește în situația în care dă cu ochii de o farfurie zburătoare și nu orice fel de farfurie zburătoare, ci una chiar din jocul video pe care el îl joacă de obicei.
Presupun că, în ciuda tuturor așteptărilor lui, va trebui să devină eroul pământului. În continuare, am câteva cărți de autori români. Primele două sunt de la Edzura Crux Publishing. Le-am primit de la Andreea Sperea în momentul în care am fost la Comic-Con și m-am întâlnit cu ea și mi-a dat Amendamentul Dawson, care este o continuare la trilogia Predestinare Genetică, care am făcut și o recenzie video, așa că vă invit să o urmăriți. S-ar părea că în această carte este vorba despre un alt amendament făcut de același politician nebun, aș zice eu. Cred că asta e tot ce vreau să știu deocamdată. Iar cealaltă carte este o carte pe care am văzut-o promovată foarte mult la editură, așa nume Inima Dragonului de M.M. Țara. Coperta este absolut demențială și cartea aceasta are și un trailer care mi s-a părut de dreptul superb. Este vorba despre o carte fantasy cu dragoni and I fucking love dragons. S-ar părea că Inima Dragonului este un artefact legendar care ar oferi posesorului ei putere nelimitată și capacitatea de a distruge sau de a reface lumea. E o miză într-adevăr foarte mare aici și pot să-mi dau seama doar la ce haos se poate ajunge. Următoarea carte pe care am venit-o este de fapt o novelă, se numește Fără zei, fără stăpâni, este scrisă de Emil Duhnea și a apărut la editura Millennium, în colecția Millennium Novela. În această carte îl avem în prim plan pe un negustor ambulant care trebuie să înarmeze niște robi dintr-o așezare stranie numită a oamenilor noi. Însă cumva ajunge să fie pus la o încercare și asta este tot ceea ce știu despre această carte. O altă carte pe care am primit-o de curând este o carte pe care am așteptat-o cu nerăbdare și anume volumul 2 din Haiganu și anume Furia Oarbă, scrisă de Marian Coman, căruia îi mulțumesc pentru acest exemplar. Și această carte continuă aventurile lui Haiganu. Este un zeu ce a fost osândit să trăiască pe pământ și înzestrat cu un har care este de fapt o povară pentru el și anume faptul că aude absolut toate gândurile tuturor oamenilor care trăiesc. Am făcut o recenzie video a primei cărți, așa că vă las un link în descriere să o urmăriți și alte lucruri nu vă menționez, fiind volumul 2 din serie. În continuare am 3 cărți de la editura Corint. Prima am citit-o deja. Este vorba despre Lindbergh, povestea unui șoricel zburător de Torben Kullmann. Această carte este una ilustrată pentru copii și este vorba despre un șoricel care va crea schițele și va realiza un avion funcțional pentru a traversa oceanul spre America. Partea drăguță la această carte este că ea cuprinde și câteva informații despre evoluția domeniului aviației și câteva nume importante în istorie din acest domeniu și pornește de la premiza că Charles Lindbergh, un faimos pilot american, s-ar fi inspirat să urmeze această cale chiar de la acest șoricel. Tot în colecția pentru copii Corint Junior a apărut și Arena 13 cu volumul 2 numit Prada de Joseph Delaney, acel autor de care o tot vorbesc eu cu a lui serie Cronicile Wordstone. Această serie nu îmi place la fel de mult ca prima lui serie cu Vraciul, însă mi se pare extrem de interesantă și merge cam pe același stil. Probabil că de asta nu mi se mai pare la fel de impresionantă, pentru că m-am obișnuit cu vechile personaje. Însă, din nou, am o recenzie făcută pentru primul volum, așa că vă las un link în descriere să vedeți despre ce este vorba. Și în final de la editura Corint, am primit din colecția Leda Edge și Montunex, scrisă de Kirsten White. Este partea întâi din saga Cuceritorul și mi-a plăcut această carte pentru că se inspiră din vampirii transilvaneni. Deși numele personajelor și puțin din arborele genealogic a fost schimbat și restul este ficțiune, avem parte de o carte care are toate ingredientele cheie pentru a fi interesantă de citit din punctul de vedere al unui român care cândva a fost fascinat de vampiri. Apoi am primit două cărți surpriză de la editura 3 cu care nu știam că mai colaborez și anume Câinii de Alan Stratton, care a fost nominalizată la Carnegie Medal. Este vorba despre un băiețel pe nume Cameron și mama lui care se tot mută dintr-un loc în altul, în timp ce tatăl băiatului este pe urmele lor. Dar la un moment dat ei se stabilesc la o fermă izolată și băiatul începe să audă și să vadă tot felul de lucruri dubioase. Astfel ajunge să creadă la un moment dat că își pierde mințile și întrebarea este oare și le pierde sau chiar se întâmplă ceva acolo. Și la fel de interesantă sau poate mai interesantă mi se pare și cealaltă carte pe care mi-au trimis-o și anume Acolo unde femeile sunt regi, scrisă de Christy Watson, care este o autoare laureată a premiului Costa pentru romanul ei de debut.
Această carte vorbește despre maternitate și despre Nigeria, o țară despre care nu știu foarte multe. Și cu siguranță n-am citit nicio carte a cărei acțiune să aibă loc acolo. În această carte se vorbește despre un băiețel nigerian care s-a născut de fapt în Anglia. El se află în plin proces de adopție, însă este măcinat de ceea ce crede el ar fi un vrăjitor dinăuntrul său, având un comportament deviant. Partea intrigantă la această carte e că băiețelul se află prins între iubirea dintre mama sa biologică și mama sa adoptivă. Se pare că băiețelul a fost și traumatizat fizic și psihic, ceea ce mi se pare, deși trist, foarte interesant de citit. Știu că sună foarte rece ceea ce am spus, dar știți că sunt sinceră cu voi ca de obicei. Am primit și 3 cărți de la editura Gamma, editura Gamma Imago, editura cu care nu am mai colaborat până acum, dar care a venit cu niște titluri extrem de interesante. Primele 2 titluri pe care le-am primit sunt titluri pentru copii, sunt într-o colecție care se numește Am supraviețuit. Prima se numește Atacurile din 11 septembrie 2001, este scrisă de Lauren Tarshis. Această serie se pare că este un New York Times bestseller, dar nu știu, parcă toate sunt. Iar cealaltă carte se numește Am supraviețuit scufundării Titanicului 1912, scrisă de aceeași autoare. Și practic este scrisă, din câte am înțeles eu, din perspectiva unor copii care, să zicem că ar fi participat, de parcă ar fi o tombolă sau ceva distractiv la aceste dezastre și ar fi ca un fel de insight în tragedii și oarecum și educativ pentru copii, mă gândesc. Sunt cărți ușurele și m-am gândit să le acord o șansă la propunerea lor. Iar cartea pe care eu am solicitat-o se numește Tocilara de Holly Smail. Și este o carte scrisă pentru adolescente, dar s-ar părea că este foarte drăguță și un pic diferită de restul. S-ar părea că este foarte amuzantă și face parte dintr-o serie. Așa că sper să-mi placă și să încerc să citesc și restul volumelor. Ultimele 2 cărți sunt primite fiecare de la un alt sponsor. Prima mi-am ales eu și se numește Totul este iluminat, este scrisă de Jonathan Safran Foer, apărută la Humanitas Fiction. Am primit-o de la Târgul Cărții și face parte din colecția Raftul de Nisei, by the way, o colecție care mie îmi place foarte mult. Dar această carte am citit-o și mi s-a părut extrem de greu de digerat. Este o carte într-un fel non-ficțiune combinată cu ficțiune. Autorul a încercat să găsească la un moment dat persoana care a ajutat-o pe bunicul ei să scape de naziști și să ajungă în America, loc de unde provine și el, el fiind evreu, bineînțeles, cred că v-ați dat seama din context. Și oarecum se împletește ceea ce scrie el ca ficțiune despre viața bunicului lui atunci când era tânăr, cu ficțiunea scrisă de băiatul care l-a ajutat în călătoria lui în Ucraina să depășească barierele de limbă și să găsească locul de unde provine bunicul lui. Acest băiat ucrainian scriind, de fapt, aventura lor în timpul căutărilor. Mi-a plăcut, în mod ciudat, partea scrisă de băiatul ucrainian, pentru că a fost scrisă cu tot felul de greșeli de exprimare, el neștiind atât de bine limba engleză, aceste greșeli fiind păstrate în original și traduse în mod foarte haios în limba română. Întâmplările sunt descrise iarăși într-un mod foarte comic. Ce m-a deranjat însă foarte tare a fost felul în care Jonathan Safran Foer a descris viața bunicului său. Mi s-a părut că a fost de-a dreptul exagerată. Știu că a vrut să fie o metaforă, însă din punctul meu de vedere nu a reușit decât să mă enerveze la culme. Iar în final am primit o carte în 2 exemplare, unul dintre ele l-ați văzut pentru că face parte din premiul la concursul pe care l-am filmat anterior, acum vreo 2 săptămâni, și anume Salvând-o pe Francesca de Melina Marchetta sau Marchetta. Nu știu despre această carte decât că este vorba despre o fată care e înscrisă la o școală așa zisă mixtă, dar de fapt este una de băieți și cumva se va găsi în situația în care va trebui să își salveze propria familie și pe ea însăși. Cam acesta a fost dezastrul de Buchhaul pe care l-am pregătit eu pentru astăzi pentru voi și sper că ați găsit titluri interesante și pe gustul vostru. Dacă ați citit vreuna din ele, vă invit să-mi lăsați părerile voastre în secțiunea de comentarii și de asemenea sunt curioasă voi cu ce carte ați începe dintre cele pe care eu vi le-am prezentat. Până la următorul videoclip, nu uitați să vă abonați la Vanilla Moonbook, să apăsați un buton de subscribe de mai jos pentru a fi la curent cu noile mele videoclipuri, să dați un thumbs up acestui videoclip și un share pe rețelele sociale, să afle mai multe lume de Vanilla Moonbook și de fenomenul BookTube România.
V-am pupat. Redone. Bye.